Este ora 15, stimați telespectatori, începe regiunea în obiectiv la televiziunea română. Sunt Ovidiu Damian, vă mulțumesc că sunteți alături de noi. Elev de 10 la BAC e subiectul care deschide ediția de astăzi, e subiectul despre care vorbim chiar acum și vorbim cu elevii. Am preferat să avem pe ei în platou, nu autoritățile, pentru că vrem să mergem acolo, la firul ierbii, să vedem cum s-au pregătit, ce înseamnă BAC-ul pentru ei și ce vor să facă mai departe. Începem cu o știre care ne arată o radiografie a rezultatelor de la Cluj-Napoca, după care facem cunoștință cu două eleve de nota 10. Rămâneți cu noi! La nivelul județului Cluj, în acest an au susținut examenul maturității 4.141 de elevi. Absolvenții au obținut rezultate foarte bune, care situează din nou Clujul pe primul loc la nivelul țării, cu o promovabilitate de 80,7%. Dacă am reușit să rămânem pe locul întâi la fel ca și anul trecut, înseamnă că este un rezultat bun. Asta nu înseamnă că nu sunt multe lucruri încă pe care trebuie să le facem, nu înseamnă că nu mai trebuie să corectăm, că nu mai e nevoie de muncă. Elevii și părinții au așteptat cu sufletul la gură afișarea rezultatelor. Unii sunt foarte mulțumiți de notele primite, alții, dimpotrivă, se gândesc să depună contestații. Am avut media 9,51. Nu mă așteptam, sincer, având în vedere că n-am terminat subiectul la română. 9,16. Mulțumit? Ok, nu știu exact dacă o să depun contestație. 8,11. O să depui sau nu contestație? Nu. 9,88 am avut media, am luat 9,85 la română, 9,80 la mate și 10 la info. Anul acesta, 14 elevi din județ au reușit să obțină media 10, iar 25% dintre ei au medii cuprinse între 9 și 10. Discutăm de un procent foarte, foarte mare, 14 cu media 10, ceea ce este mult mai mult decât anul trecut, și spre 1000 de oameni care au media între 9 și 10. Contestațiile s-au putut depune până astăzi la ora 16. Rezultatele finale se vor afișa în 13 iulie. Candidații care nu au promovat în prima sesiune a examenului de bacalaureat se pot înscrie pentru a doua sesiune de examen în perioada 15-19 iulie. Am revenit în platou, doamnelor, domnilor, 14 elevi de nota 10 în județul Cluj, doi dintre acești elevi, două mai exact, sunt alături de mine în platou. E vorba despre Raluca Petrovai de la Colegiul Național Emil Racoviță din Cluj-Napoca și Simina Barna, Colegiul Național Pedagogic Gheorghe Lazăr din Cluj. Vă mulțumesc foarte mult că sunteți cu noi, felicitări în primul rând. Bună ziua și mulțumim pentru invitație. Le-am spus telespectatorilor noștri încă de la început, nu vrem statistici, nu vrem o analiză a sistemului, vrem să vă cunoaștem pe voi. Vrem să vedem cum a fost pentru voi această experiență, cum v-ați pregătit pentru ea, cum vă ajută sistemul de învățământ din România să ajungeți la o astfel de performanță. Cum a fost examenul, în primul rând? Pentru mine, de exemplu, a fost destul de ușor, adică procesul propriu-zis de pregătire a fost pe parcurs, nu am învățat strict, să zic, o lună sau așa. La tine nu e valabilă metafora aia, nu? Cu îngrășatul porcului cozi înainte de examen. Nu. În 4 ani de zile m-am pregătit constant nu pentru BAC, ci pentru teze, teste și până la urmă se adună toată munca asta. Înainte de bacalaureat te simți pregătit și cu o săptămână înainte doar îți recapitulezi intens, să zic așa. Raluca vine din zona științelor exacte, să spunem așa, mate-fizică, nu? Iar tu, Simina, ești pe zona de socio-uman, da, bine zic, pe sociale. Pe zona, da, umanului. Da. La tine a fost o experiență diferită aceasta? În ce privește învățatul, sunt de acord cu Raluca, a fost un proces constant pe toată perioada liceului, dar nu a fost greu, a fost foarte multă informație. Dar a fost ok și BAC-ul în sine a fost, cred, de un nivel mediu. Chiar vorbeam, înainte să înceapă emisiunea, despre aceste lucruri, cumva dificultatea subiectelor simțiți și voi scade de la an la an. E și un lucru înșelător, dar chiar și în aceste condiții în care dificultatea, iată și anul acesta, spuneți voi că a fost una medie, nu ceva foarte dificil, sigur, voi vă aflați în barca celor fericiți, da, așa, cu rezultatele extraordinare, dar când privim toată plaja, lucrurile nu stau deloc bine și înțeleg că la anul subiectele din start se vor dovedi, se vorbește despre faptul că vor fi și mai ușoare, tocmai pentru a ridica procentajul celor care iau BAC-ul. Cum vi se pare această idee? Nu știu dacă schimbarea subiectelor o să garanteze neapărat note mai mari pentru elevi. Cred că, până la urmă, totuși depinde de cât învață fiecare, cum percepe fiecare BAC-ul în sine și cât de seriozitate acordă învățatului. Deci, totuși, depinde de mentalitatea elevilor, nu neapărat de subiectele pe care le primesc.
Da, și trebuie să spunem și acest lucru. Ministrul Educației, doamna Ecaterina Andrunescu, invitată la postul TVR1, la colegii noștri de la București, în emisiunea colegului Radu Tudor, întrebată fiind dacă bacalaureatul arată cunoștințele pe care le-a acumulat un elev, domnia sa a răspuns: orice evaluare evaluează subiectele din evaluarea respectivă. Vă întreb și eu pe voi același lucru. Evaluează până la urmă bacalaureatul ceea ce, iată, cum spunea Raluca puțin mai devreme, voi ați învățat pas cu pas timp de 4 ani? Noi da. Sincer, cred că e un pic și de noroc dacă pici pe subiect și, nu știu, te descurci foarte bine la română, de exemplu, pe lirică, nu pe proză. La română înțeleg că e destul de greu să iei 10 în bac. Da, foarte greu. Toată de lumea... ce? Pentru că e destul de subiectiv și de multe ori ți se poate spune că, uite, îți lipsește ceva în SF, dar nu primești neapărat un răspuns concret. Adică ce ar trebui să adaugi ca să fie de notă maximă? Baremul? Nu? Avem un barem, mă gândesc, destul de clar acolo, nu? Da, și contează fiecare virgulă, contează exprimarea, totul este analizat în detaliu. Este foarte important să ne concentrăm la română, a fost, cred că, cel mai dificil. Cu toate astea, da. Ați reușit. Care a fost secretul? E ce ați făcut la școală, să cu pregătiri suplimentare? Ați intrat pe piața meditațiilor? A fost nevoie de acest lucru? Eu, de exemplu, n-am luat meditații la română. Tot ce am făcut a fost cu profesoarea de la clasă. Am fost și la olimpiada la română, dar așa, din pasiune, nu pentru că aș vrea eu să fac nu știu ce performanțe. Tu vii, repetăm acest lucru, de pe zona de mate, da, fizică. Da, vin de la, nu? Real, de la mate info. A fost pasiunea ta, cum ar veni? Dorința mea, într-adevăr, era ca la română să fie cea mai mare notă. Acolo chiar îmi doream să excelez. La celelalte n-am avut o dorință chiar așa de arzătoare, dar se pare că m-am descurcat. Simina, tu cumva la română te-ai simțit ca acasă, să spunem așa? Tu, da, adevărat. Că... și într-adevăr nici eu nu am luat meditații la nicio materie și cu acest prilej le mulțumesc tuturor profesorilor de la școală, pentru că efortul lor și ajutorul lor a contat cel mai mult. Faptul că am fost prezentă constant la ore, faptul că am ascultat cu atenție, am pus întrebări de câte ori a fost cazul, profesorii ne-au încurajat să discutăm împreună orice necalitate, am cumpărat o carte cu teste pentru pregătire, am citit de acolo și răspunsurile ca să mă ajute la exprimare, la orice neclaritate aveam, și fiecare detaliu a contat și a contribuit la învățatul per total. Deci, iată, cumva se poate și așa, pentru că auzim adesea în România, doamnelor, domnilor, despre situația unei adevărate piețe, am putea spune, nu, de meditații. Cred că și voi știți acest lucru, în care elevii, cel puțin în ultimul an de liceu, și cred că e criminal, aleargă așa de la anumite ore la alte ore la meditații, tocmai pentru a pompa aceste cunoștințe, dar înțeleg că atunci când există profesori care sprijină acest demers, lucrurile pot fi schimbate. Vreau să vă întreb și ce părere aveți despre programă, pentru că s-a vorbit mult despre asta, o programă care nu reflectă ceea ce elevii ar trebui să știe în momentul în care ies din școală și lucruri de care se vor lovi în practică. O programă prea stufoasă, o programă care nu mai are nicio treabă cu realitatea lui 2019, iată, în care ne aflăm noi, sau Bașca, cumva, poate că ar trebui să ne gândim ca programa să arunce niște obiective pentru anii care vin, pentru că voi nu vă veți mai adapta în societatea care a fost când voi ați început liceul. Voi deja vă pregătiți pentru o societate așa cum va fi ea în momentul în care voi veți prelua hățurile, nu? Cum vi se pare programa? Încărcată? Relevantă? Ați schimba lucruri în ea? Ați pune alte chestii? Ați mai aerisi-o? Eu, de exemplu, am vorbit și cu persoane, nu știu, care au terminat liceul acum, să zic, 10, 15, 20 de ani, poate și mai mult, și am fost destul de surprinsă de faptul că nu prea s-a modificat nimic, adică sunt cam aceiași autori canonici care se făceau și pe vremea părinților mei. Cred că sunt un pic mai puține acum, dacă nu mă înșel, dar un pic ar trebui să ne adaptăm și la secolul 21 și ar trebui cumva adaptată toată programa. Nu știu, mulți elevi nu învață anumiți autori pentru că, nu știu, au stupida scuză că de ce ar trebui să știu eu ce a făcut nu știu cine acum nu știu câți ani. Ce a vrut să spun autorul, da. Nu? Unde parcă, da. Simina, tu îmi spuneai, foarte multă teorie au fost în acești, da, ani, clar. Foarte multă toceală, nu? Foarte mult conținut care a necesitat, da, a fi învățat, memorare, adesea pe de rost, multă. Memorare.
Da, cred că depinde de materie. Sunt unele materii care totuși țin de cunoștințele generale până la urmă. Geografia, spre exemplu, mie mi se pare o materie foarte frumoasă. Este frumos să știm despre România, despre țara noastră, despre orașe, despre relief, ce frumos este Transfăgărășanul, spre exemplu. Dar sunt și materii care, într-adevăr, au foarte multă informație de memorat și, spre exemplu, istoria, pentru că eu am dat bacul și la istorie. Se axează foarte mult pe trecut, pe istoria României și a românilor și nu ne axăm deloc pe secolul 21, ce s-a întâmplat după Revoluție. Noi nici nu știm ce a însemnat Revoluția de fapt, pentru că nu am trăit-o și probabil că ar fi interesant și util să învățăm despre actualitate, despre istoria contemporană. Un exemplu. Cumva lucrurile să fie aduse, nu, în zilele noastre, să ne uităm un pic la niște analize care implică evident o parte de istorie, dar implică mai ales având în vedere profilul tău, nu, o transformare a societății, niște realități economice care probabil și politice, și modernizarea care cumva, iată, explică situația în care ne aflăm acum. Da. N-ai avut parte de astfel de experiențe, înțeleg. Nu s-a învățat despre secolul 21 și actualitate, s-a învățat foarte mult despre istoria românilor din trecut. Da, ok, vreau să vă întreb alt lucru. Voi ați avut vreodată în traseu, în periplul vostru prin liceu, voi ați avut vreodată posibilitatea, oportunitatea, ați fost întrebați, măi copii, cum vreți voi să facem acest proces de învățare? Uite, eu mă gândesc să vă predau comentarii pe care voi le învățați pe de rost, să mergeți cumva la sigur, vezi, Doamne, la bacalaureat. Sau preferați astfel de analize, cum am vorbit noi puțin mai devreme, v-a întrebat cineva, a fost cumva un proces didactic care s-a aflat, nu știu, a căzut până la urmă la acordul tuturor celor implicați? Da, la mine da. În cazul meu a fost un proces interactiv, aș putea spune, pentru că toți profesorii discutau cu noi și voiau, măcar la începutul orei, dacă nu uneori toată ora, să facem o dezbatere, să fie o discuție elev-profesor și fiecare să facă parte din recapitularea din lecțiile trecute sau să pună o întrebare, să explicăm ce n-am înțeles. A fost întotdeauna o comunicare foarte bună între noi, între profesorii de la Colegiul Pedagogic din Cluj-Napoca și între elevi și chiar sunt foarte bucuroasă. Asta cred că a contat foarte mult și de asta n-am avut nevoie de meditații noi de acolo, pentru că ne-am înțeles foarte bine cu profesorii și s-au axat pe asta, să avem curajul să fim deschiși și să punem întrebări, să comunicăm, să spunem tot ce nu înțelegeam și a contat foarte mult asta, într-adevăr. Raluca, pentru tine? În cazul meu, ce mi s-a părut mie foarte important a fost că profesorii noștri de la Racoviță nu s-au axat strict pe bacalaureat. De exemplu, la matematică, noi am lucrat la un nivel mult, mult mai ridicat decât cel al bacalaureatului. La fel și la română, nu ni s-au dat eseuri pe care să le tocim și să mergem cu ele, gata, învățate la bacalaureat. Am învățat să facem analize pe text, am discutat despre autori și opere, nu strict ce ar trebui să scriem noi când suntem în fața foii albe de hârtie la examen. Da, am comunicat cu profesorii mei de la școală, m-am înțeles foarte bine, am foarte mult respect față de ei pentru că datorită lor am reușit să ajung la această performanță, pentru că chiar și-au dedicat timpul lor ca să ne pregătească și da, e important să te folosești de fiecare timp, de fiecare minut pe care îl investesc oamenii ăștia ca să te pregătească pe tine. Important. Și să te pregătești singur acasă, nu doar cu ce faci la școală, eventual și pe lângă, să citești tu mai mult dacă ești curios sau așa. Dar cam asta însemna pentru mine. Da, uite, spre exemplu, citeam despre sisteme educaționale din țări nordice, multă lume spune că sunt cele care cumva dau tonul, care sunt de top. Ei au schimbat complet paradigma în ceea ce privește abordarea procesului educațional. Pe ei interesează foarte mult învățarea fenomenologică. Adică vin și spun, pentru mine ca profesor e foarte important ca elevul să înțeleagă un fenomen. Dacă reține un nume, dacă reține că fenomenului respectiv îi spune efectul Doppler, asta e mai puțin important, dar dacă el înțelege ce se întâmplă, asta e, de fapt, marele câștig și asta e, de fapt, transportarea, să spun așa, acelei informații care e prezentă la nivel conceptual într-o realitate de care el probabil se va lovi în viață, da? Versus sistemul nostru în care dăm o definiție, facem niște exerciții în clasă ca să
demonstrăm acea definiție și mai luăm încă 20 de exerciții pentru acasă ca să fixăm, nu? Așa e, predare, fixare, nu știu ce, evaluare. Astea sunt, cum ar veni, etapele sistemului educațional. Cum vi se pare? V-ar fi atras un sistem din acesta educațional fenomenologic în care e important să înțelegem cunoștințele respective mai degrabă decât să reținem doar o definiție care cel mai probabil după aceea se șterge? Da, probabil că ar fi importantă și o niște practică, probabil că ar fi importantă și o altă abordare. Depinde și de profesori. Unii sunt de acord să predea exact în acel stil, să facă monolog, să discute doar ei. Iată ce spunea Raluca. Discutam cu părinții mei sau cu generații, cum e generația mea, nu? Generația cu cheia de gât, cum am fost noi. Același conținut cumva, aceiași autori canonici, spuneai, pe care îi regăsim în manual. Da. Îmi cer scuze că te-am întrerupt. Da, e în regulă. Vorbeai despre cât de important ar fi și această parte practică. Da, și spuneam că depinde de abordarea profesorului. Până la urmă, eu am fost din clasa 1 până în clasa 8 la Liceul Teoretic Nicolae Bălcescu și pot să compar experiențele, pentru că acela a fost un liceu de centru și din centru. Acolo profesorii erau foarte stricți, erau doar profesori. Când intrau la oră, puneau catalogul pe catedră și începea predatul, vorbeau, doar ei vorbeau, făceau monolog, ne predau, scriau pe tablă tot, de la primul cuvânt până la ultimul. Și era treaba noastră să mergem acasă și să citim din caiet și să învățăm. Să decodificați. Să înțelegem situația. Și pe de altă parte, la colegiul pedagogic, am avut parte de o experiență foarte plăcută, tocmai pentru că abordarea a fost diferită. Profesorii discutau cu noi, încercau să ne pună pe noi să gândim, nu doar să ascultăm și să încercăm să înțelegem. Ne puneau pe noi, ne întrebau și mai mult discutau elevii decât profesorii. Ne puneau pe noi să definim în ce constă un anumit termen, la ce ne gândim noi când auzim cuvântul floare, pur și simplu, ca să putem să asociem, să gândim singuri. Și până și asta contează, este totuși un început și contează faptul că unii profesori chiar doresc o schimbare și o fac. Pentru tine, Raluca, drumul cum a fost? Ai văzut așa un fir roșu de-a lungul experiențelor, poate de la clasa 1 până acum, sau a fost scindat, să spunem, mai cu turbulențe, mai lin? În clasa 9 am schimbat școala, până în clasa 8 am fost la Brâncuș, e o școală de cartier, deci am avut și eu cum să compar cele două experiențe. Cum a fost prima experiență la școala de cartier? Într-adevăr, n-am chiar avut concurență în clasă, câțiva care, într-adevăr, se axau și ei pe învățat și voiau să facă ceva cu viitorul lor și alții care nu au fost prea interesați și atunci am simțit cumva că nu mi-am atins potențialul maxim, deși și atunci am luat 10 în examene și am vrut să schimb, oricum nu exista liceu acolo și n-aș fi rămas și dacă exista, am decis să merg la Racoviță, toată lumea spune că e cel mai bun liceu din Cluj și eu chiar sunt de acord după 4 ani terminați aici. Chiar am simțit o diferență, pentru că în liceu am avut toți colegii mei au fost la fel de competitivi ca și mine și implicați ca să învețe cât mai mult și nu pot să zic că a existat chiar așa o luptă acerbă pentru note sau să fiu eu prim în clasă. Ne-am ajutat, am colaborat, dar într-adevăr se simțea că suntem, nu știu, vârfurile cumva și un pic de competiție, normal, că nu se poate altfel, nu ești stimulat ca să înveți mai mult și să te dezvolți mai mult. Și da, înseamnă foarte mult când ai cu cine să comunici și să te descurci și singur, dar și cu ajutor și cumva să ajungi să excelezi. Pentru că, nu știu, și profesorii te stimulează mereu să dai tot ce mai bun din tine, să înveți mai mult și de aceea, cum am mai spus, nu am fost învățat strict pentru bacalaureat. Mulți colegi o să meargă mai departe pe real, de exemplu informatică, matematică și pot să zic că la noi chiar s-a mers pe pregătirea asta intensă și pentru politehnică, de exemplu, la matematică mai ales. Da, aici e un lucru foarte interesant pe care, iată, ambele invitate ale mele, doamnelor, domnilor, și era Luca și Simina, eleve de nota 10 la BAC, vă reamintesc această informație, îl sesizează, e acea perioadă de start a învățământului, iată, clasele 1-8, cele care pun bazele și iar vin sistemele astea educaționale și ne spun că, de fapt, educația și sistemul educațional ar trebui să vină și să acopere niște nevoi de dezvoltare ale copilului, că de aia facem educație, nu doar ca să respectăm o programă și așa mai departe.
Avem acest ultim studiu PISA, care e dezastros pentru România. Noi stăm la masă astăzi, da, cu două vârfuri ale sistemului de educație, dar ce se întâmplă în momentul în care vorbim de ceilalți copii? Iată cum spuneai și tu, sunt la începutul procesului educațional, profesorul îi ține pe post de spectatori într-o clasă, interesul, spune acest studiu, se pierde și motivația pentru școală undeva la clasa a doua. Unii rezistă, fac față, ajung la clasa 8-a, pleacă din acea școală. Spunea Raluca, și dacă școala respectivă ar fi avut liceu, eu n-aș fi rămas acolo, pentru că nu, cumva, caracteristicile din tine ți-au spus, eu vreau să fac ceva cu viața mea. Dar ce se întâmplă cu copiii care ne scapă, sistemul îi scapă prin ochiurile lui? Îi lasă plictisiți, dezinteresați, pentru că, nu-i așa, conținutul e din alt film, ca să folosesc o expresie a generației voastre, ce se întâmplă cu ei? Cum vi se pare acest lucru? Interesul? Pe mine m-a șocat această informație, concluzia acestui studiu. Motivația pentru școală se pierde undeva la clasa a doua. Cred că este mai mult datoria profesorilor sau învățătorului, nu știu. Cred că depinde de profesor, cum îi stimulează, cum îi motivează, să îi încurajeze să meargă la școală. Profesorii spun, eu am această programă și pe asta trebuie să o urmez. Că mie îmi intră inspecția în clasă, pe asta, da, îmi fac portofoliu de final de an și eu, sigur, există profesori care jonglează cu acest lucru, care adaptează, adică aproape, și asta e iarăși o chestie interesantă și cu semnul întrebării, adică cumva să ții o evidență dublă. În acte, în scriptologie scriu ce vor să audă cei care la un moment dat ar putea verifica, în clasă cu elevii fac ceea ce știu că e bine pentru ei și pentru viitorul lor. Adică muncă dublă și nu vă ascund, am interacționat în ultima vreme cu foarte mulți profesori, sunt în pragul epuizării, sunt în burnout de la cât de multe hârtii completează, cât de multe dosare fac, cât de multe portofolii care nu folosesc nimănui, devin literatură desertară. Și cu toate astea, unii dintre ei înțeleg că vin în fața voastră și își fac treaba așa cum ar trebui să o facă, pentru ca voi să obțineți astfel de rezultate. Lucrul ăsta se întâmplă când profesorii au cu cine să facă toate chestiile astea. Adică am văzut pe parcurs și în alte școli, când nu ai cu cine să lucrezi, degeaba ești un profesor foarte bine pregătit și interesat să-ți pregătești elevii. Ce înseamnă n-ai cu cine să lucrezi? Adică cred că e exact această categorie, nu-i așa, la Luca, elevilor care și-au pierdut interesul. Da, pur și simplu sunt dezinteresați și nu vor să facă nimic la școală, li se pare că nu îi ajută pe ei cu nimic. Cred că despre categoria asta noi nu știm foarte multe, pentru că nu ajungem să interacționăm cu ei. Noi suntem cumva ca și într-un glob de cristal și nu știm ce se află în jurul nostru. Cum am putea să-i atragem sau sistemul să-i atragă pe acei elevi pe care i-a pierdut tot el? Probabil ar trebui cumva modificat în așa fel încât să-i integreze și pe ei. Nu știu dacă ar trebui neapărat ușurată programa sau poate ar trebui să se revină din nou la școlile de meserie. Nu-mi dau seama cum ar trebui să-i convingă să învețe, nu neapărat așa de multă teorie, cât ar trebui să pună în practică anumite noțiuni. Poate că nu e un lucru așa de rău cum ne povesteau părinții noștri despre școlile de meserii de pe absolut vremuri. Absolut deloc, și nu e un lucru rușinos deloc să știi o meserie. E apanajul, e o altă discuție și nu e cazul să discutăm acum, dar e realizarea, cu ghilimelele de rigoare, tot a acestui ministru a educației, Caterina Andronescu, desfințarea învățământului profesional. E o altă discuție și vă reamintesc că nuanța ministrul educației în emisiunea de la TVR1 a colegului nostru Radu Tudor, spunea, bacalaureatul actual este o evaluare care evaluează subiectele și că sigur reflectă programa școlară. Păi tocmai asta e problema. Programa școlară e așa cum o vedem, încărcată, învechită, nu? Apropo de ce? Nediferențiată sub nicio formă pentru cineva care dorește să meargă. Și apropo, și asta e un subiect despre care vreau să vorbim, ce veți face mai departe, pentru cineva care vrea să urmeze o pregătire, să spunem, academică, sau pentru cineva care vrea să meargă în zona vocațională. Bașca mai e și această cumva prejudecată, că dacă te duci în zona artelor și meseriilor, sau mai ales în zona meseriilor, cumva ești sub nivelul societății.
nu? Ca și cum ar fi rușinos să fii, nu știu, să lucrezi în industria auto sau în industria alimentară și așa mai departe. Aici sunt probleme mari, vă spun, tocmai din experiența pe care am avut-o la această masă cu școli de artă și meserii care au cooptat agenți economici, care dau burse, care dau cazare unor potențiali elevi care să meargă acolo și nu vor. E o prejudecată. Dacă mă duc acolo, înseamnă că, de fapt, n-am putut mai mult. Cred că din nou depinde de abordarea profesorului și cum reflectă el, ce inspiră el elevilor. Și pentru am discutat și cu profesorii, îmi cer scuze că te întrerup, Simina. Profesorii aruncă mingea la părinți. Spun, e problema părintelui. Părintele e cel care nu face destul. Cum vezi această joacă? Cred că vă e cunoscută, da? Părinți, profesori, elevi dezinteresați, obraznici și așa mai departe. Cu ghilimele de rigoare vorbim acum, evident. Dar știți de meciul ăsta. Eu consider că educația se face 100% acasă cu părinții, dar fiind o perioadă atât de dificilă pentru noi, fiind adolescența, perioada în care ne formăm personalitatea, începem să ne întrebăm cine suntem și ce vrem noi pe viitor, ce ne dorim. Cred că este foarte important să primim sprijin și de acasă și de la profesori, pentru că până la urmă ei sunt dascălii care ne pregătesc pentru viitor. Și este foarte important să mergem și să avem curajul să întrebăm ce ne sugerați. Oare ce ar trebui să facem? Ce părere aveți despre meseria X sau despre jobul Y? Este foarte important ca și de la profesori să ne acorde această siguranță că putem să fim deschiși în fața lor, că putem să comunicăm cu ei și atunci trebuie să se creeze un echilibru. Am ajuns și la momentul în care, așa, cu o strângere de inimă vă întreb ce faceți mai departe și zic cu strângere de inimă pentru că știu, Simina, tu vrei să pleci așa puțin spre depărtări, nu? Da, îmi doresc. Unde? Da. În Australia. Australia. Da. Pentru că? Pentru că este altceva, pur și simplu, este un continent și o țară unică, oferă oportunități grozave și este altceva, este ceva diferit și țin să menționez că România este o țară dezvoltată, bineînțeles, dar pur și simplu îmi doresc o altă experiență, îmi doresc altceva. Ce vrei să studiezi acolo? Păi, având în vedere că am terminat științe sociale, un profil uman, îmi doresc să merg pe această arie, management poate, ceva în această zonă. Te-ai interesat? Știi lucruri despre sistemul lor de educație? E foarte diferit de ce se întâmplă în România acum? Cum arată acolo? Am citit puțin pe internet ca să compar puțin situația, dar cred că teoria este teorie și practică. Când o să trăiesc efectiv o să-mi dau seama ce înseamnă și cum o să percep și ce influență o să aibă asupra viziunii mele. Da. La Luca, pentru tine, tu ce ai de gând să faci? Eu vreau să rămân în țară deocamdată. Nu știu cine știe ce oportunități o să am mai departe. Absolventă de real, de profil real, te îndrepți spre arhitectură. Aș vrea să rămâi cumva în domeniul cifrelor, nu? Da, științelor exacte, dar trebuie să adaugi partea aia de arte, de desen. Nu ți se pare foarte greu? Eu încă sunt de părere că am o minte formată așa mai spre uman decât spre real. Sincer, așa mi se pare. Și dacă tot am făcut așa de multă matematică, 4 ani și m-am descurcat și informatică, materii din astea de real pe care le-am urmat la profilul pe care l-am terminat, am zis să-mi vin și partea artistică pentru că eu desenez de când mă știu. Probabil că în interiorul meu asta aș fi vrut să fac, nu știu, un liceu de arte, dar când mi-am dat seama că aș putea să-mi ating potențialul maxim la un liceu real, acum e momentul să aleg, să urmez o carieră cumva care le îmbină pe amândouă. Da, asta aici putem reveni foarte interesant la programă și la flexibilitatea ei și care probabil că dacă ar fi de acest fel cum e în alte țări, ți-ar fi permis să adaugi ore de desen în curicula pentru liceu, nu-i așa? Sau în școala pe care tu ai urmat-o. Oricum, o experiență extraordinară să vă am în emisiune și să aflu cum a fost pentru voi tot acest proces. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru că ați fost alături de noi. Felicitări încă o dată pentru aceste rezultate extraordinare. Simina, sincer, îmi doresc foarte mult să te întorci de acolo și să beneficiem de prezența ta aici. O să vă anunț. Mulțumesc mult! Felicitări încă o dată, doamnelor, domnilor, rămânem pe subiect, discutăm în continuare această temă, coborâm puțin la nivelul intrării, admiterii la liceu, unde vrem și ne interesează foarte mult să vedem
vedem cât de accesibilă este această treaptă pentru persoane cu dizabilități. De exemplu, alături de noi, în legătură telefonică directă, se află Ana Dragu, de la Centrul de Resurse și Referință în Autism Micu Prinț din Bistrița. Dincolo de această titulatură, e foarte important faptul că Ana este mama lui Dudu. Și Ana a scris plină de mândrie pe Facebook în urmă cu câteva zile: sunt mamă de licean. Te salutăm, Ana, te felicităm foarte mult, îți mulțumim că ești astăzi cu noi. Mulțumesc, Ovidiu, mulțumesc, bună ziua și ție și invitați. Ana, aș începe discuția cu tine stabilind așa doi poli, ca să zic. A fost momentul în care tu ai aflat un diagnostic și acest moment, spuneam, fericit, în care tu scrii pe pagina de Facebook: sunt mamă de copil care a intrat la liceu. Cum a fost viața voastră? Cum a fost tot acest drum între aceste două momente? Aș vrea să spun altceva, dar a fost extraordinar de greu. Edi, pentru că nu mai vrea, refuză să-i se spună Dudu, acum fiind adolescent și licean, pretinde să-i se spună Edi, adică pe el chemându-le doar. A fost diagnosticat puțin înainte de 2 ani cu autism infantil, deci nu cu postul diagnostic de sindrom Asperger. El a învățat prin terapie cam tot ce știa și inclusiv limba română i s-a predat ca o limbă străină. Dacă la grădiniță, în ciclu primar, a fost oarecum în grafic, pentru că un copil cu un grad de inteligență ridicat și a beneficiat la timp de intervenție și de dezvoltarea limbajului, de exemplu, care e necesară, ulterior lucrurile s-au complicat. Ultimele clase de școală generală, a 7-a, 8-a, chiar dacă are un certificat de cerințe educative speciale, au fost foarte dificile pentru el. Noi ne pregătim pentru admiterea la liceu de când era în clasa 5-a. A 6-a, ca să nu să fiu mai exactă, în sensul în care în permanent a luat și în ultimele 6 luni intensiv meditații la română și la matematică. După cum știți, examenul de capacitate și examenul de bacalaureat practicate pe țările naționale sunt adaptate pentru persoane cu anumite dizabilități, cu cerințe educative speciale, doar din punct de vedere al formei. Exact. Și al fondului, adică el poate să primească 2 ore în plus, a avut un soțitor, a avut pauze, a avut recompense, însă degeaba îi dai unui copil cu autism 4 ore pentru că nu va putea să se concentreze mai mult decât poate să se concentreze, chiar dacă știe, are cunoștințele necesare. Apoi, nu se adaptează deloc cu conținutul probelor și nu este normal după ce 8 ani sau 12 un copil, un elev a învățat după programă adaptată, să se trezească la examene că trebuie să dea examenele din toată programa, neadaptată. A fost foarte, foarte, foarte greu pentru noi. A fost, mai ales anul acesta, un an zdrobitor. A fost și acea problemă îngrozitoare, adică, mă rog, putea să fie o problemă îngrozitoare, aceea schimbărilor chiar înainte, da, cu foarte puțin timp. Obligația de a lua nota 5. Noi am intervenit și am protestat, tocmai pentru că acum, eu sunt și vicepreședintele Federației de Autism și noi dorim ca în licee și universități să existe locuri pentru speciale pentru persoanele cu dizabilități, așa cum există pentru persoanele de etnie romă. Și o să explic de ce. Dacă ajungem și obținem adaptarea subiectelor, subiectele se pot adapta doar individual, în funcție de nivelul fiecărui. Înțeleg că poate să fie dificil și nevoile fiecare elev cu dizabilități sau cu cerințe educative speciale. Dar ulterior vor fi probleme cu părinții copiilor tipici care vor zice: păi, nu e normal să iau un subiect mai ușor și să intre la liceu în locul copilului tipic. Discriminare pozitivă, vezi, doamne. Da, exact. Deși noi deloc, dar nici nu vreau să intrăm în discuția asta, că nu e vorba de discriminare pozitivă. Și atunci este locuri speciale, ar asigura o egalitate de șanse absolut obligatorie. Adică de ce ai da locuri speciale pentru persoane din
Ana, îmi cer scuze că te întrerup. Eu mi-aduc aminte această discuție apropo de locurile speciale pentru romi, spre exemplu, care a avut loc înainte de anii 2000. Atunci 98-99 a fost reticență și atunci s-a vorbit despre discriminare pozitivă. Până la urmă, lumea a înțeles. Apoi a venit al doilea val al foștilor copii instituționalizați în centre rezidențiale, care, da, cel puțin la Cluj-Napoca, acum au posibilitatea să opteze pentru niște locuri dedicate lor în zona de asistență socială, sociologie. Și acolo a fost exact aceeași problemă. Oameni care n-au înțeles ce cu aceste locuri, iară s-a revenit la problema discriminării pozitive. Sunt absolut convins că la fel vor sta lucrurile și aici, la un moment dat, când ne vom mai destupa la minte, ca să folosesc o expresie, vezi, îmi cer scuze. Să facem de șapte ori un lucru ca să iasă bine. Și asta arată cât de dezbinată e societatea civilă, de fapt. Păi când s-a militat pentru locuri speciale pentru rom, trebuia să fie locuri speciale pentru toate categoriile defavorizate, punct. După aceea au venit, deci pentru fiecare categorie cumva vulnerabilă, altcineva militează și altcineva cere niște drepturi. Și acum, de pildă, pentru copii cu autism, este special modalitatea. Adică vechea poveste a unei, a lipsei unei voci comune în acest domeniu. Unitare, și sunt, exact, ultimele, sunt ultimele secunde ale intervenției noastre. Vreau să te întreb, Ana, ce urmează acum? E o luptă încheiată sau dimpotrivă? Nu, dimpotrivă. Noi trebuie, în următorii 4 ani, trebuie să ne pregătim pentru examenul de bacalaureat. Deci, foarte probabil că în afară de clasa noua, așa, hai, poate și a 10-a, trebuie să începem după aceea din nou pregătirile în niște materii care nu ne interesează de fapt și pentru care e obligatoriu pentru ca să poată după ce să facă universitate de muzică, la asta îți doresc. Ana, îți mulțumim foarte mult, te felicităm și pe tine și pe, iată, adolescentul care nu mai dorește să-i se spună Dudu, felicitări pentru această performanță mulțumim, extraordinară mulțumim, tare, și mult, mult succes pe mai departe. Doamnelor, domnilor, mulțumim. Adesea în România se vorbește despre lupta părinților, persoanelor cu dizabilități în încercarea de a face o incluziune în domeniul educației. Nu trebuie să uităm nici lupta copiilor. Ei duc o luptă extraordinară cu discriminarea, cu cei care îi resping, cu marginalizarea și e important să punctăm și acest lucru. Avem tot respectul pentru astfel de persoane care, iată, își propun și reușesc să se auto-includă, pentru că societatea și domeniul nu este nici pe departe unul inclusiv. Noi mergem acum mai departe. Baroc în Transilvania e subiectul pe care îl abordăm acum alături de invitatul meu, Gabriel Bebeșelea, dirijor. Vă mulțumesc foarte mult că sunteți cu noi. Vă mulțumesc pentru invitație. Și aș porni chiar de la descoperirea, să spunem așa, nu, curiozitatea dumneavoastră care vă duce și vă face să scoateți la iveală niște lucruri foarte interesante pentru noi. Ce ați găsit de această dată? Spune? De această dată, pentru că e vorba de o pasiune a mea care mă poartă în diverse direcții, e vorba despre două lucrări absolut fascinante a unor compozitori care au activat la Sibiu, la finalul secolului XVIII. Programul pe care clujenii o să poată să-l audieze în data de 20 iulie e structurat în două părți. Prima parte e în jurul primei lucrări de care vă spuneam, unui compozitor pe numele lui Johann Sartorius, compozitor sibian, de fapt, care a fost foarte puternic influențat de unul dintre cei mai importanți compozitori germani de baroc, Georg Philipp Telemann. Așa că prima parte va fi dedicată doar acestor doi compozitori. Partea a doua include o lucrare și mai surprinzătoare, e vorba de o arie dintr-o operă compusă de un compozitor ceh care a activat la Sibiu, Anton Hubacek. Opera se numea Die Fürstengrille sau Capricile unui prinț. Până acum am descoperit 5 fragmente în două arhive din Sibiu. 300 de ani a stat această partitură. Da, în jur de 250 de ani. Nedescoperită. Ele sunt arhivate, dar nu știu, cred că au așteptat să fie aduse la lumină. Și mă bucur foarte mult că în acest periplu am niște colegi extraordinari și am niște parteneri de scenă pe măsură care o să aducă un aport energetic extrem de important. Trebuie să vorbim despre povestea afișului de la Biserica Neagră din Brașov. Nu-i da. Așa? Un afiș care și acela are o istorie și o poveste extraordinară care ne face vorbire despre această piesă, despre capriciile, nu-i așa? Da. Alăturată cu o altă lucrare extrem de importantă, cântată în premieră atunci, la acea vreme. Exact. Vă rog. Acest Anton Hubacek a fost foarte apropiat de muzica lui Mozart și a fost primul care a realizat în Transilvania premiera flautului fermecat.
a adus de la Viena muzica lui Mozart la foarte scurt timp după ce acesta a decedat. Asta vreau să zic. Deci nu era, timpul era foarte scurt, iar pe afiș și această alăturare, cumva și muzical, exact, vorbind, ele sunt, le simțiți apropiate, similare? Din punct de vedere stilistic sunt foarte apropiate. Ce înseamnă acest lucru? Modalitatea de a conduce vocile, modalitatea de a construi aria respectivă e foarte apropiată de acest gen numit Singspiel. E un precursor al operetei, să-i spunem. E un fel de operă care include și text, care include și proză pe subiecte mai comice, să-i spunem. Dar, de fapt, Flautul fermecat este o operă extraordinar de complexă pentru că e scrisă pe paliere de înțelegere. Copiii înțeleg ceva, adulții înțeleg altceva, anumiți inițiați înțeleg altceva. Sunt foarte multe lucruri ascunse, sunt foarte multe lucruri în fundal care se petrec. Și exact același lucru l-a încercat și Hubacek în Capricile unui prinț. Afișul de care pomeneați mai devreme e pentru unul din spectacolele de Flautul fermecat de la Brașov. Afișul se află la Biserica Neagră și e vorba de o reprezentație din 1797. Wow. Noi ce am făcut cu acest turneu a fost de fapt să refacem o parte din turneul pe care l-a realizat Hubacek în 1797 și am pornit de la Sibiu, Brașov. Veniți la Cluj-Napoca. Venim la Cluj-Napoca și Mediaș. Și apoi la București. Iar finalul este, bineînțeles, la București. Dar primele patru orașe sunt, de fapt, erau în epoca aceea cele mai importante patru orașe din cetățile de scaune ale Transilvaniei. Și am dorit să atingem punctele cele mai importante din această perioadă. De menționat faptul că veți scoate la lumină, să spun așa, instrumente inedite. Da, sunt anumite instrumente cu care această muzică... Instrumente de epocă. Instrumente de epocă, bineînțeles, cu care această muzică ar trebui interpretată în mod normal. Aceste instrumente au dispărut la un moment dat, dar trăim o perioadă de reviriment al muzicii baroce și în ultimii, să zicem, 30 de ani au fost foarte mulți meșteri care se au... Se reconfecționează, exact, asta sunt de fapt extraordinar. Reconstrucția ale instrumentelor de pe atunci. După vorbiți-ne documente, puțin după... despre astfel de instrumente, despre care nu știm foarte multe. Poate cel mai interesant instrument pe care o să-l vadă spectatorii de la Cluj e teorba. Este un instrument strămoș al chitarei. Noi avem două în orchestră și e o liră, de fapt o liră cu gât foarte lung, cu 12 corzi. Bineînțeles că este extrem de dificil de cântat la acest instrument și trebuie o specializare specială, dar acest instrument a fost refăcut, reconstruit după modelele pe care le-am găsit în anumite documente, le-am găsit noi muzicologii, noi cercetătorii, să spunem, după anumite documente, după anumite picturi. Și acest lucru dă o culoare specială, dă un colorit special muzicii acesteia. Sună altfel față de ceea ce noi suntem obișnuiți astăzi să înțelegem printr-un sunet de chitară, spre exemplu? E un sunet diferit, e un sunet mai moale, dar în același timp are o paletă foarte interesantă, poate să devină foarte incisiv, poate foarte energic. Tocmai de aici și alăturarea aceea, din jocul de cuvinte al titlului, Baroque in Transylvania. Pentru că energia e foarte asemănătoare, energia acestei muzici baroce de acum 250-300 de ani este foarte asemănătoare cu efectul improvizatoric al rock-ului și cu această energie debordantă. Și atunci, pentru a avea culoarea aceasta inedită, e nevoie de un acordaj special care e mai jos față de diapazonul din zilele noastre. Instrumentele cu coarde folosesc niște coarde din maț, sunt mai moi, sunt din alt material față de cele metalice moderne. Sunt arcușe curbate exact invers față de cum sunt arcușele moderne, tocmai pentru a recrea acea paletă sonoră. Trebuie să le spunem telespectatorilor noștri că alăturați în acest proiect și Orchestra de Tineret a Uniunii Europene, sau, mă rog, muzicieni. Muzicieni, da, noi am semnat un parteneriat între Muzica Ricercata și European Union Youth Orchestra. Este primul proiect la care ni se alătură muzicieni ai Orchestrei de Tineret a Uniunii Europene, care e, de fapt, un organism
cu o istorie de 4 decenii, fondat de Claudio Abadă, unul dintre cei mai mari dirijori care au trăit vreodată. Și este, de fapt, laboratorul și pepiniera tinerilor muzicieni din întreaga Uniune Europeană. De altfel, e și considerată, nu-i așa, cea mai importantă orchestră de tineret, da, la nivel mondial. Da. Deci are un renume care depășește... care e planetar. Și atunci, prin acest parteneriat care, de fapt, dovedește importanța proiectelor noastre, chiar și pentru Orchestra de Tineret a Uniunii Europene, ansamblul nostru însumează în acest proiect Baroque in Transylvania 8 sau 9 naționalități diferite. Și asta va demonstra, de fapt, că e un clișeu, dar e foarte adevărat că muzica e limbajul universal. Și va demonstra faptul că, indiferent de naționalitate, indiferent de cultură sau de modalitatea de educație, muzica unește. Rodica Vică e un alt nume care face parte din acest proiect. Vreau să-mi dați detalii și despre prezența domniei sale. Da, Rodica Vică este una din cele mai importante soprane din România. Locuiește acum la Viena, își desfășoară activitatea pe mari scene europene. O auzim pe fundal, telespectatorii noștri o aud. Cântă o arie foarte dificilă compusă pentru celebrul Farinelli, celebrul castrato Farinelli. Rodica Vică este o specialistă în acest domeniu al interpretării baroce, are și un doctorat pe această temă, deci ne bucurăm de aportul ei în proiectul nostru. Și m-aș întoarce la ceea ce am vorbit la început, la pasiunea dumneavoastră pentru a săpa, să spunem, pentru a risipi praful de pe partituri care au o istorie și care stau cumva în tăcere și în umbră. De unde această pasiune? Cum lucrați în momentul în care documentați un astfel de subiect? Cum îl scoateți la lumină? Vorbiți-ne despre acea bucătărie internă, să spunem, sau cum stau lucrurile acolo când lumea nu vă vede, pentru că în această întâlnire, cu siguranță, oamenii, publicul va face cunoștință cu această muzică uitată sau, dacă nu uitată, repet, puțin în tăcere, câteva sute de ani. Cum Absolut. E toată această muncă de arheolog muzical, aș spune? Sau detectiv, de multe ori. Sau detectiv. Muzical. E una din pasiunile mele. Mărturisesc că eu de fiecare dată când mă pregătesc pentru o lucrare, chiar dacă nu e din spectrul barocului, dacă e o lucrare romantică sau post-romantică sau așa mai departe, indiferent de curent sau de gen sau epoca în care a fost scrisă, întotdeauna am avut această sete de a vedea sursa cea mai apropiată de ceea ce a dorit compozitorul. Și pentru a ajunge la sursa respectivă, nimic nu e mai apropiat decât manuscrisul său, să vezi scrisul lui de mână. De foarte multe ori am aflat lucruri care nu aveau legătură cu muzica, dar aveau legătură cu personalitatea compozitorilor respectiv. Și de aici cred că ați înțeles anumite lucruri cu reflecție în... Tocmai din curiozitatea de a înțelege ce se întâmplă în spatele notelor, am mers în această direcție a manuscriselor. Și bineînțeles am descoperit lucruri absolut fascinante. În foarte multe cazuri am descoperit greșeli pe care cei care au publicat acele manuscrise le-au realizat, poate din neatenție sau poate pentru că în unele cazuri tiparnița nu permitea scritura pe care compozitorul dorea să o revoluționeze și am reușit cumva să, nu neapărat să ofer răspunsuri, dar să găsesc noi chei de rezolvare ale unor enigme muzicale. Iar de aici am mers din ce în ce mai departe, să zicem. Recunosc că sunt foarte pasionat de muzica lui George Enescu. Sunt extrem de fascinat de ceea ce a reușit să creeze, mai ales că George Enescu a pornit oarecum din Neant. Nu exista o cultură desăvârșită a muzicii clasice, culte, în România, înainte de George Enescu, iar ceea ce a făcut George Enescu a fost să sintetizeze întreaga istorie muzicală vest-europeană în doar câțiva ani până la adolescență, pentru că la adolescență deja compunea lucrări magistrale de care majoritatea compozitorilor francezi, pentru că activa la Paris pe atunci, erau absolut surprinși și consternați de maturitatea lucrărilor acestea. Cum l-ați găsit pe Hubacek? Pe Hubacek l-am găsit în zăcând în arhivele de stat ale arhivele naționale din Sibiu. El a fost foarte catalogat și am găsit în acel catalog, am mers din aproape în aproape. Recunosc că m-au interesat mai mult lucrările sale laice, acesta activând de fapt ca director muzical al Bisericii Romano-Catolice din Sibiu. Asta însemna că avea obligativitatea de a compune duminică de duminică o lucrare religioasă nouă. Există
muzicologi care au cercetat lucrările lui religioase. Îmi cer scuze că vă întrerup, vă vedem în imagini dirijând Enescu. Da. E chiar o înregistrare din Kazahstan. Kazahstan. A fost prima dată când s-a cântat o lucrare de Enescu în Kazahstan. Rapsodia întâi. Îmi cer scuze că v-am întrerupt. Nici o problemă. Dacă pot să fac o paranteză vis-a-vis de asta, mă bucur foarte mult că acum orchestrele din întreaga lume îmi cer să fac muzică de Enescu, în opoziție cu anii precedenți când trebuia să-l impunem pe Enescu. Trebuia să, nu să ne cum luptăm, dar să... Schimbare? Cum s-a produs? Un mare aport la Festivalul George Enescu, care a ajuns o forță extraordinară în muzica mondială. Actualmente, orchestrele de top se luptă ca să ajungă în festival, spre deosebire de cum era înainte, când festivalul trebuia cu greu să trăgea, convingă aceste orchestre. Deci un mare aport l-a avut Festivalul Enescu, mai ales pe regula sa de a avea în fiecare concert o lucrare a lui George Enescu. Indiferent de orchestră, indiferent de statut, regula era, dacă dorești să fii în Festivalul Enescu, trebuie să interpretezi Enescu. Și atunci, automat, orchestrele străine au interpretat Enescu și la ei acasă. Publicul a început să capete... să vadă despre ce e vorba cu această muzică și să devină foarte pasionați. Am înregistrat de curând un CD la Berlin cu două noi descoperiri de George Enescu. Recenziile și mesajele care au venit în urma acestui CD au fost ale unor persoane extrem de pasionate de muzica lui Enescu și erau persoane de pe întreg mapamondul. Apropo de asta, vreau să-mi spuneți cum e, pentru dumneavoastră ne spuneați, urmărim o înregistrare din Kazahstan, în plasma de lângă dumneavoastră, cum e să fii dirijor în mai multe locuri? Poate e surprinzător, dar e absolut firesc. Pentru ca un dirijor să se dezvolte, trebuie să circule, trebuie să călătorească, trebuie să ia... Folosiți limbaje diferite? Muzical mă refer de... colaborare cu orchestre. Întotdeauna e o adaptare la orchestră și orchestra se adaptează la limbajul dirijorului. Bineînțeles că fiecare își aduce aportul personal și filtrează muzica prin prisma personalității sale. Dar întotdeauna e primele 5 minute dintr-o repetiție cu orchestră pe care nu o cunoști sunt vitale, pentru că e întotdeauna prima impresie. Dar nu e vorba de a impresiona, ci e vorba de a te adapta și de a comunica. Iar această comunicare, care e non-verbală, trebuie realizată din primele secunde pentru a putea realiza proiectul muzical în continuare. Cum e acum la Baroc in Transilvania? Cum merge această omogenizare sau omogenitate? Cu proiectele precedente pe care le-am avut cu muzica ricercată n-au fost absolut deloc probleme, n-au fost bariere lingvistice, n-au fost bariere muzicale. Dar aici muzicale. E și partitura complicată, să spun așa. Sunt și acele instrumente despre care am vorbeați și care ridică niște specificități, cel puțin, nu e așa? E această orchestră sau muzicienii din Orchestra de Tineret a Uniunii Europene. Multe elemente care... Sigur că nu o să fie probleme din două aspecte. În primul rând, muzicienii sunt foarte bine pregătiți și vin foarte bine pregătiți la repetiții. În al doilea rând, atunci când am transcris manuscrisele, nu le-am transcris motamo exact cum erau notate de către compozitorii respectivi, ci le-am adaptat limbajului muzical din zilele noastre pentru a putea fi citite de către muzicienii din zilele noastre. Și atunci am notat pe baza regulilor de interpretare de atunci, am notat ceea ce ar trebui să interpreteze un instrumentist din zilele noastre pentru a suna ca atunci. E exact ca și cum ai transcrie, nu știu, letopisețul țării Moldovei în limbajul modern, pentru a-l înțelege toată lumea. Și păstrându-i totodată păstrând caracteristicile... Textul e identic, dar practic am adus în limbajul modern. De ce? O mare parte din acele notații nu se mai utilizează. Nu au dispărut doar instrumente, au dispărut și cutume ale semiografiei muzicale. Și atunci multe lucruri s-au modificat în timp sau chiar au dispărut în totalitate. Și ultimul minut al intervenției noastre, vreau să vă întreb ce vă doriți de la această întâlnire cu publicul ce are loc la Sibiu, la Brașov, Cluj-Napoca Media și la final la București. Ideea proiectului a fost una simplă aparent, dar greu de pus în practică. Mi-am dorit să demonstrez că exista un sincronism perfect între ceea ce se întâmpla în Transilvania și ceea ce se întâmpla în vestul Europei în secolele 16-17-18. Mi-aș dori ca publicul să sesizeze valoarea acestor lucrări, mai ales că sunt alăturate
lucrărilor compozitorilor care i-au influențat sau care au trecut prin Sibiu. E ceea ce ne leagă, e exact. Conexiunea noastră cu Europa. Și e de fapt o demonstrație, timp de 2 ore, e o demonstrație practică a sincronismului cultural dintre Transilvania și Europa de Vest. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru că ați fost alături de noi și vă doresc mult, mult succes în realizarea acestui turneu extraordinar. Vă mulțumesc și eu foarte mult. Doamnelor, domnilor, Regiunean Obiectiv, la final, rămâneți alături de programele televiziunii române. Sunt Ovidiu Damian, să aveți o după-amiază excelentă. La revedere!